Salut! Noi suntem Cocolin și bine ați venit la Simulatorul de Magnet! Unde Cristina se crede mai tare? Unde sunt foarte tare, fele, stați mai întâi să-mi scot magnetul. Și cocoleșilor, aveți 5 secunde la dispoziție ca să apăsați butonul de Cocolike! 5, 4, 3, 2, 1! Cine a reușit? Vreau să-mi ziceți în comentarii care dintre voi a reușit. Și poate primește inimioară și persoană minunată. Da, dar numai cine a reușit, numai pentru că noi reușit. Suntem cu ochii pe voi și ne dăm seama. Absolut. Cristina, ce-ți mergi într-o lume nouă? Haideți, cocoleșilor, să mergem într-o lume nouă, numai, pentru că suntem și mecheri. Felix, tu de ce alți papuci? Yeah! Tu de ce alți papuci, Felix? Nu se poate și ceva. Dar vreau și o să cumpăr. Da, și de ce ai și animăluțe diferite? Ce m-a jucat? Du-te acolo! Fiecare du-te aici! Du-te aici! Are cărtiță mineră? Da! Tu n-a... Unde vrei să la, la 50.000. Oh, bine, haide să deschidem aici. Hai că las pe tine în 50.000 și fă bani. Sunteți pregătiți pentru o doză crăciunistică? Ia uite, azi avem aici un om de zăpadă. Ți-aș recomanda să-ți cumperi un bag nou. Haide cum mă duc să-mi cumpăr un backpack nou. Să vedem cât costă. Wow, dar ce-mi fac ochii papuci, Felix. Tu chiar mergi mai repede dacă ai papuci noi? Cu puțin. Cu puțin? Cât costă? Ia și vedem câți bani avem. 70.000? 200.000? Și următorul care? Ăștia, 1.000.000. Nu, următorul în spate. Ah, penultimul. Ăsta l-am și eu. Haide să-l luăm pe ăsta. Bui. Așa, m-am echipat. Și acum du-te și știi ce îți sugerez eu? Să-ți cumperi tu pet. Să-mi cumperi pet? Da. Dar cât costă un pet? Păi un pet bengos. Da. Un pet bengos te costă 175.000. Da, dar e pet bengos. Bine, vreau și o să am pet bengos. Deci dacă mergi pe pet bengos, da, du-te acolo și îți vei lua un pet bengos. Imediat îi faci, imediat. Știu, imediat. Și petul ăsta bengos o să-ți dea și bani. Oh, frumos din partea lui. E pet bengos. Mai, dar ce cadouri frumoase are acest om de zăpadă aici. Vedeți? Și cât îmi dă? Oho! Și cât 1200 aici. Da, Cristina, aici. Este foarte darnic acest om de zăpadă. Da. Deci mie chiar mi-a fost dor de un simulator. Mi-a fost atât de dor de un simulator. Și în fine, se crește de mine. Este foarte satisfying când vezi cum cu magnețelul ăsta îți iei totul. 100 cât ai spus de mii? 185. Oh. Mai altură. Am crezut că pot deja să-mi iau. Da, pentru îți va da lucruri incredibile. O, Felix, dar tu în ce lume ești? Eu în lumea aia, la următoarea. Salut, Felix, acolo ești tu? Oh, dar Felix merge mult mai repede cu papucii. După ce ți-i pet, o să-ți iei papuci, stai așteaptă. Dar tu ți-ai luat 3 peturi și ți-au plecat toți 3 la fel. Da. Felix este în Destroyed Factory. Da, în fabrica. Care costă 500 de mii și pe mine m-a dus aici la rupci cu 50 de mii. Stai că-ți faci tu, Cristina, ai răbdare. Și el s-a dus la 50 de mii. Bine, Felix. Ia uitați cât de frumos. Păi, dar uite cât de repede umpli și petul, o să-ți dea mai multe baterii, mai mulți bani, înseamnă mai mulți magneți, Cristina, tot ce vrei în viața asta. Oh, dar să ai puțin, tu ai un magnet mai șmecher decât al meu. Magnetul la fel, doar că petul le multiplică foarte bine. Magnetizează așa. Tu cât iei, câtă baterie iei per luare? 75 am și eu. 75? Ia-ți pet, penultimul. Penultimul? Penultimul. Dintre ăsta. Da. Hai, să spice ceva rar de epic. Rar de epic. Nu știu cât e. E bun? Dă să vedem. Stai să vedem. Ăsta. 1, 2, 9. E bun? E mai tare tal meu. Ah, ce bine. La care renunțăm? 1, 6. Hai să renunțăm la asta, Desert Fox, în echip. Și acum... Și dăm la ăsta, așa, Builder, chiar. Și acum aștept să faci tu, să ai 3 peturi din ăsta și după aceea lumea va fi incredibilă. Ia uitați, aceasta este o pisicuță constructoreasă. Vedeți? La tine ce sunt? Cârtițe? La mine pisicuță. Sigur e cârtiță? Da. E mai șmecheră pisicuță, mi are și codiță. Builder Dog, câine. A, Felix are 3 căței? Da. Ce șmechireală pe capul tău, Felix. Dar ce scot afară și cam murdăresc. Trebuie să-i plimb zilnic, da. Nu? Noroc aici că faci mișcare cu papucii tăi. Acum tu când vinzi, o să vinzi cu mai mulți bani, știi? Da, pentru că pisicuța asta constructoarea se multiplică foarte bine. Și după... Oși cu 2000. Șmecherie, da. Și acum tu trebuie să-ți mai iei peturi, 2 peturi. Că după aceea faci bani buni și grei. Da, go. Oși cu 2000, trebuie să mai duc să mai fac o tură. Da. Ca să mai iau încă o pisicuță dintre astea constructureasă. Dar n-aș putea să mă teleportez acolo la lumea aia, că prea mult fac pe drum. Care lume? La lumea asta de zăpadă. Nu există undeva unde să dai teleport? Tu vrei papuci? Uite asta, teleport. E pe bani? E pe bani, Cristina. E teleport pe bani. Teleport pe bani, Cristina. Pe gratis vrei, pe gratis. Vreau pe gratis, da. Avem pe gratis. Ok, deci
ultima tură și după aia mă duc să mai iau un pet. Dar să-mi țineți pumnii ca să-mi iasă tot așa pisicuță, că-i mai tare, se pare. Unde-s papuci? Că mai știu unde cumperi. Acolo, lângă magazinul de genți. Magnet shop, cell shop, back shop. În mijloc. Arată papuci. Backpack, nu că ai backpack. But. But. Hai să mă duc să-mi iau un pet. Cocoleșilor, știți ce aveți de făcut? Să țineți pumnii strânși, strânși. Cât mai șmecher. Șmecher rar de epic. Șmecher rar de epic. Șmecher rar de epic. Cățel. Ce e asta? E cățeluș ca tine. Da. Ca la tine. Hai să ne anechipăm o mumiuță. Și punem pe builder dog. Da, și mai trebuie să mai ții un pet și după aceea poți să-i papuci. Bă. Ia uitați, pisicuța și cățelul și o mumie. Da, să vezi că acum cât de repede faci ce tu bani. Ce fain că sar tot după mine. Cât de repede faci tu bani acum, Cristina. Ca să vezi că ți-e ușor, poți să mergi în lumea nouă. Cu 3 din ăștia faci jumătatea de milion repede. Dar uite și tu ce ninja acolo la lumea noastră ninja, de ninja. Și de voi merge și tu în lumea nouă. Lumea nouă se mai cheamă New World. Mersi, Ferez, mă înveți engleza. Cu plăcere, Cristina. Mulțumesc foarte mult. Frumos din partea ta. Frumos din partea mea. Ia uitați ce repede se multiplică. Bă, dar ce papuși bengoși am. Faza este că atunci tu când vinzi mai scump. Asta e super avantajul. Super avantajul când ai peturi faine. Eu cred că papucii ăștia sunt așa ca să poți să mergi în orice lume. Uhuu! Deja pot să-mi iau dintr-o singură tură un animăluț. Oh, am crezut că te duci să-ți iei pet dintr-ala șmecheros. Țineți-mi pumnii, șmecherar de epic. Șmecherar de epic. O, am cu cățeluș. Și cât ai trei? Ești toată ocupată. Haide, sunt foarte ocupată. O anechipăm pe mumiuță și îl echipăm pe cățeluș. Gata. Ia uitați, am doi căței și o pisicuță. Și acum am nevoie de bănuți, Felix, ca să îmi iau papuci. Sau lume nouă. Vreau lume nouă, da. Ce faci fețele asta, Felix? Am vrut să fie numai o lume nouă. Numai tu ai vrut să fie lume nouă. Da. Nu-i corect. 500 de mii faci repede. Vezi, după aceea ți-ai papuci, că te mișcă cam încerit. Dar dacă mergi în lumea nouă, faci bani mai repede. Mergi în lumea nouă. Merg în lumea nouă, după aia mi-au papuci. Da. Prima dată faceți investițiile și după aceea luați papuci. După aceea cheltuielile. Prima oară investițiile și după aceea cheltuielile. Ascultați după Gamericea. Da. Deci, bă, dai șmechireală. Maximă cu cele 3 petru șmechere. Încă o tură și ne putem lua lumea nouă. Ca să vezi, Cristina, ca să vezi. Măi, din bani ăștia îmi pot lua două peturi de o singură tură. Voi vedeți ce evoluție. Da, dacă mergi lumea nouă, poți să iei următorul nivel de peturi. Uite ce larg gamer, mai repede. Ce repede! Asta după ce îți iei și tu papuci, știi? Contează foarte mult încălțămintea, din câte văd eu. După lumea nouă, îți iei și tu papuci, Cristina? Și tu o să înțeleg că după ce vin eu, tu te duci în altă lume nouă. E prea scumpă deocamdată. Am 2 milioane jumate și îmi trebuie 5. Aoleu, Felix, ar 2 milioane jumate, Felix este milionar. Bine, ce-i drept, mi-am luat 3 peturi de fiecare 1 milion jumate. Felix a luat pet epic dintr-o la rar. Ce-i drept, mi-am luat numai... Și ce ți-a picat? Nu mi-a picat cel mai rar. Nu ți-a picat cel mai rar? Nu. Go. Este... Vin și eu în lumea asta, Felix, așteaptă-mă la intrare, te rog să-mi faci prezentările. E că s-a prezentările. Oh, deci asta e și mai aproape. Volcanul ăsta? Anul ăsta costă 5 milioane. Aia la Factory Y. La Destroyed Factory. Da, și după Cristina, știi ce să zici tu? Ia uitați ce peturi are Felix. Se cheamă petul pâsâcă cu coadă roșie. Serios? Du-te acolo să vezi, Cristina, du-te. Haide, dar vii și tu, da? Nu, că îți iau toate alea. Trebuie să mergi. Yes. Tu. Destroyed Factory. Da. Eu și-o zic să mergi să-ți iei... cum se zice? Ce să-mi iau? Bă, ce mă îmbogățesc aici. Să-ți iei ghiozdan. Ia-ți papuci, Cristina. Ai nevoie de papuci. Bine, haide să-mi luăm niște papuci. Asta e buciop. Asta. Acum de care? Care să-i permiți? Ăștia rozi vreau. E cam ieftin. Asta e ieftin? Câți bani ai? De 325.000. Și următorii? 165. Ăstea ți-e că-s mai tare. Pire. Ăștia ruginiți și plini de noroi. Și albaștri cât sus? Aoleu, 5 milioane aproape. Ia-ți noroicii mea. Aoleu, m-am încălțat cu niște papuci purtați. Ziua. A, dar ce repede merg. Așa mai David acasă. Purtați? Așa mai vii de acasă. Rapiz. Bă, mă sortez cu cățelușii ăștia. Să înțeleg că tu nu mai intri aici, că nu vrei să-mi iei toate astea. Da, merge lumea nouă. Merge lumea nouă? Da. Ai de 5 milioane? Da. Bă, trebuie să-mi iau backpack. Cât costă un backpack nou? Păi depinde de care vrei. De care ai? Vrei de firmă sau de plastic? Stai. Eu am ăla de 175, dar poate ții mai tare. Milion? Bă, ăsta, 200.000 pe 175, ăsta poți să-l iei. Hai să-l iau pe ăsta. Dar și milionul să-l faci repede, o să zici 1 milion? Ah, tu bani de buzunar. Într-adevăr. 1 milion înseamnă bani de buzunar. Iată. Noi în episodul ăsta o să terminăm jocul ăsta. Serios? Da. Ce șmechereală pe capul nostru. Dar de ce credeți că s-a stricat fabrica asta aici? S-a stricat fabrica asta? Și ce făcea fabrica asta? Oare ce producea? Euri. Producea euri? Euri, Cristina. Euri și beuri? Sau doar euri? Euri.
Aici e o listă. Vitamina E este foarte bună. Carte. Uite, aici e o listă cu cele mai rare peturi. Dacă vrei să le vezi. Unde? Dă-i să el și de acolo la cartea aia roșie. Cartea asta roșie. Și de-aia în jos. Ce pet, păi Angie, nu am văzut niciodată până acum. Pet faraon. Da, alea sunt rare. Felix le are pe ăsta. Are două dintre astea. Da, și uite, ăla galben e la mine și mie șmecher, galbenul. Este timpul ca să-l ajungem și noi pe Felix. Absolut. Am noroc că am papuci ăștia de firmă. Auzi, dar am papuci mai fain decât tine, nu? Sau acum tu ți-ai luat și mai fain? Nu, sunt mai faine tăi. Felix are papuci albi, perfect curați. Și la mine sunt mâloși dintre ăștia, voi vedeți. Da, mâloși Nike sau de bazar, da. Curați. Și alegi. Se gândește. Mă, să știi că papucii care sunt purtați, răspurtați și murdar nu mai sunt buni. Mai degrabă să ia de bazar mai bun uneori. Depinde. Aia de firmă, ce-mi poți fie bun. Dar depinde de tine ca om să-ți curezi papucii. Mie cel puțin nu prea îmi face plăcere să-mi curez pantofii. De când eram mică nu făcea plăcere. Ai 1,5 milion? Da. Vrei să faci 5 milioane nou sau vrei pet nou? Da, vreau pet nou. Cât costă? 1,5 milion? 1,5 milion. Haideți că acum mergem și ne luăm pet nou, pentru că ăsta ne va multiplica profiturile. Am înțeles. Și după aceea putem să ajungem în lume nouă foarte repede, știți, fără prea multe investiții. Am înțeles. Ne bazăm pe pet. Go! Haideți! Cocolișilor, este datoria voastră să-mi țineți pumnii. Să pice cel mai rar. Să-mi pice super, super șmecher. E puțin mai nerar decât al tău, decât pisicuța. Dar haideți să renunțăm la ce? La 1, 2, 1, 3. Renunț la asta. Nu știu la care să renunț. De la maro. Deci ăsta are 1, 3 cu 2, 4 și ăsta are 1, 2 cu 2, 29. Și ăla cât e? Păi mai tare 1, 2 cu 2, 1, 3 cu 2, 4 decât 1, 2 cu 2, 9, cu 2, 2, 9, un echip. Da, un echip și îl punem pe ăsta. Da. Magma 2, 2, 2, 1 cu 3. Și eu am, dar e mai tare decât al meu. E mai tare cățelușul? Păi, eu, uite, astea le-am cu țepi. Eu am 2 cu 2, 9 și tu ai 3 cu ce ai tu? Am 1. Nu. Am 1 singur. De la el. A, înțeleg. Și eu am 2, 9, 2 cu 2, 9 și tu ai 2, 1 cu 3. Ești mai tare. Eee. Înțelegi? Cățelușul este mai tare! Go. Deci, ce-mi cumpăr? Cristina? Îmi strâng bani. Cristina, stai. De ce? Stai puțin să arăt ceva! Nu vreau să mă prinzi. Nu te prinzi, uite papucii mei! Ha-ha! Sunt puțin mai de ciocolată! Da! Bă, ai mei sunt de pur noroi. Și al lui Felix sunt de ciocolată. Mai poți să iei un pet? Ai mai bani. Poți să-mi iau un pet, ce-i drept. Ce puteai să ții pet? Am venit aici, nu știu de ce am venit repede, că am vrut să mă pun pe strâns bani de lume nouă. Știi? Îi faci. A, vrei să ții lume nouă? Așa și vrut. Go. Da. 2.300.000. Hai totuși să-mi iau un pet. Ia-ți petule să știu o treabă. Hai de să pet. Să-mi iau un pet. Dar țineți-mi pumnul să-mi pice cel mai șmecher. Galben vrei. Galben. Pisicuța dintre asta ca la tare, tine. Este foarte bună. La... Hai să-mi scoatem ăsta și să punem pisicuța de magmă. Ah, aș fi vrut să am bani să mai iau încă un pet. Ca să fiu toată cu trei peturi șmechere. Dar cocoleșilor, neapărat să-mi țineți pumnii ca să-mi iasă ăla cel mai șmecher. Stai și tu mai drept, Felix. Așa, degeaba te strâng. Că ai că în joc foarte serios te stau într-o poziție așa mai strâmbă. Tu voiai să intri în cameră, cred că de asta stăteai așa. O, ce repede mi s-a umplut. Mi s-a umplut foarte rapid. Deja avem bani să ne mai luăm încă un pet. Gata, cocoleșilor. Țineți pumnii, galben. Asta e bun. Tot pe secuță dintre asta, dar mă mulțumesc cu ea. Renunțăm la ăla și o punem pe asta. Echip. Ții minte la început ce greu mi-era să renunț, să pun, să... Da, acum te cam pricepi. Da, acum știu. Înainte habar n-aveam de unde. Ziceam, apasă click. De unde? Space, care era? Shift, cum echipezi? Cum dezechipezi? Cum pun? Da, ții minte cum era. Tu trebuie să iei în ghiozdan nou. Da, într-adevăr. Pentru că prea repede mi se umple portofelul. Da. Bă, cam șmecherie în pălărie cu asta. Go. Haide să ne luăm un ghiozdănel. Cât costă oare ghiozdănelul? Ia să vedem. 7 milioane. Hai să luăm peste 2 milioane. Echip. E bun și ăla. Și când ne-aș fi într-o lume nouă, în The New World. Salut, Felix! Salut! Auleu, stomacul meu cum face. Trebuie să mănânci. 6 milioane sunt papucii ăștia, ai mai de firmă. Dar după ce mergi în lume nouă... Tu ai dat 6 milioane pe papucii tăi? Am dat 6 milioane pe papucii, eu merg pe firme. Ai de capul meu.
Da, că ți-ai dat așa de scump, trebuie să ai grijă de ei, să ți-i păstrezi. Ei păstrezi, că astea din aia care se autospală, știi? Mai degrabă mai mult papuci mai ieftin decât o perechi scumpi. Să știi. Eu mi-am luat odată o pereche de papuci scumpi și s-au stricat, frate. Și mai degrabă am vreo 2-3 pe care îi mai alternam decât unul singur. Să știi. Dar eu cam așa fac tot timpul, port o singură pereche de papuci. Și eu, vară iarnă. Și la fel, o singură pereche de vară, o singură pereche de iarnă. Domnul în jumate. Rupe. Domnul în jumate, o singură vânzare? Da. Cred că domnul în două s-a făcut. Păi aaa, ce șmecherie, bălărie. Acum, numai dintr-o singură vânzare mă duc direct în lumea cea nouă. Sunt cam echipată. Ia uite și toate garda mea de corp. Aceste păsăcuțe. Și o singură, ce? Două pisicuțe și un cățel, nu? Da. Da. Frumos, îmi place. Dar mergi tu într-o lume nouă și atunci faci bani și mai grea acolo. Să-ți iei papucii mei șmecheri. Pot să zic că cea mai tare invenție este acest magnet care ia de peste tot. Deci e superb. Da, și mie îmi place. Magnet magnetizant. Aici o să mai fac, o să mai apară în joc chestii noi, că se construiește lume nouă și când o să apară o să mai jucăm. Gata, mi s-a umplut. Mai trebuie încă 500 de mii ca să intru în lumea nouă. A, Cristina, pentru 500 de mii trebuie să mergi în lumea nouă. 500 de mii trebuie să mă duc încă o dată, voi vă dați seama cât de mult sport fac eu aici, noroc de papuci ăștia. Deci eu am ghiozdan în ghiozdan, tu vezi? Tu o să-ți iei ăla papuci de 6 milioane, ai mea de firmă. Da, dar prima dată mă duc să-mi iau lumea nouă. Și acolo, în prima repede. Auzi, dar papuci în afară de viteză, îți mai dă altceva? Arăt ce cool. Dar în afară de viteză. Nu-ți dă vreun multiplicator sau ceva, nu? Da, dar arăți foarte cool, Cristina, cu ei. Se merită. Merită, Felix. Nu de-ai lăsat data trecută. Era începe. Am vrut dacă zici intenționat. Poți dai sell. Poți dau sell? Da. Haide, go. Și-am ajuns în lumea nouă. Dar unde care parte-i? Ia, o găsești tu. Undeva pe partea stângă îl văzusem pe Felix că se duce. Ia uite că nu știu pe Gamera. Bă, unde-i? Mereu urmăriți-l pe Gamer. Unde-i? A, asta, vulcanul. M-ai dus în eroare, Felix, se pare că era aici. Că ce te-am dus în eroare? Că am crezut că te duci în altă parte. Tu ai fost deja aici la vulcan? Da, a fost fain la vulcan. E cam frumos aici. Poți să calc pe lavă? Aoleu, am călcat pe lavă și n-am puțin nimic. Noroc de papuci ăștia bengoși. Astea de papuci. Oh, deja mi se umple. Va trebui să-ți iei ghiozdan, papuci. Dar stai, acum... că costă-mi impresia că e destul de scump picel. Mă duc să mai fac o tură. Mai faci o tură. Acum da, prima dată investesc în ghiozdan și după aia în pantofi. Am înțeles. Și după lumea asta, Felix, mai sunt alte lumi sau astea au fost e toate? E ultima, încă se construiește și o capul nou. Deci e cea mai bengoasă. Suntem cei mai bengoși! Hei, hei, hei! Gata, cred că era 6 milioane sau 7? Ghiozdanul? Eu nu știu, păi tu ți l-ai luat pe ăla. 7 milioane, da. Mai mă duc să mai fac încă 1 milion. Mă duc repede aici, l-am îmbogățit. Pentru că trebuie să strâng bani pentru ghiozdanul meu nou. Tu ai ghiozdan nou? Nu. Și cum faci așa multe ture? Ți-ai luat papuși, nu ți-ai luat ghiozdan? Da. Ce fel de investiție asta feriți la tine? Păi nu știu, tu ce fel de investiție faci? Păi uite, bă, vinde. Așa, 8 milioane. Hai să mergem să ne luăm ghiozdanelul ăla de 7. Ăsta, buy, echipt. Am ghiozdanel albastru. Tu ce culoare ai ghiozdanelul? Tot albastru. Tot albastru. Așa. Dar papuci, 6 milioane doar. 6 milioane doar. Bine, haide că fac vânzarea asta și să vedem câți bani îmi dă. Ca să știu dacă mi-au papuci. Cred că o să-mi stea tare bine cu ei. Zici că-s de firmă? Și ce mai faină firmă? Bă, ce mare e vulcanul ăsta. Noroc că au pus poartă acolo, știi? Că dacă nu, erupea peste tot și distrugea celelalte lumi. Stai să vezi câți bani faci. Ia să vedem. Vinde, mișcă puțin. Șase milioane, poți să iei papuci din piva. Haide să ne luăm papuci! Vedeți ce înseamnă? Dacă ai bani, îți iei papuci. Care erau ăștia de ciocolată, ăștia. Lava Boots. Lava Boots. Interesant. Ia uitați ce părere aveți, cum stă. Te simți mai rapidă? Să știi că mă simt puțin mai rapidă, nu foarte tare. Dar cred că mă ajută foarte mult aici, știi, că nu mă mai ard la picioare, că înainte cu siguranță m-ar fi ars. Acolo se bazează papucii. Da. Și acum eu zic, ce să mai... mai poți să mai iau un pet sau ceva? Poți fi petul mai bune, speranța că o să spice. Cât costă pet dintr-o ăsta șmecheros? Nu jumate. Cam ieftin acum mi se pare. Acum ți se pare cam ieftin, la început n-aveai 100. Acum am papuși de 6 milioane. Uite și tu. Go. 6 milioane dintr-o tură! Acum apăsăm pe E și ia să vedem. Să spui ceva nou. Ceva nou. Pe turtilă. Tot un turtilă dintr-o ăsta. Păi ia țin toți bani, mai poți să-i trei. Deci mai iau trei. Că-i faci repede. Ți-o păim pentru noroc. S-ar putea turtilă să fie mai bine decât aia cu țepi. Da? Decât pisicuțele? Da.
Mi-a mai căzut încă o pisicuță. Dar știți ce vreau? Uite aici, dau la inventory. Toată lumea să se... Opa, opa! A crezut că l-ai pe ăsta. Ce fain ăla. Toată lumea să se concentreze pe căprioară. Aia am eu. Da? Nu, fluturaș. Fluturaș. Hai, deci, țineți-mi pumnii. Fluturaș. Și fluturaș. Mai poți să mai țin unul. Mi-a plecat un cățeluș. Știi ce? Mă duc să mai fac o tură. Mai aveai de un pet. Păi da, dar ca să se realinieze norocul. Ce vezi, Cristina, că ia eu tot ce vrei? Lasă vezi că pentru fiecare. Uite, așa de mult. Ba da, uite, că tot revine. Deci eu sunt șmecher. Știți ce? Dacă tot am observat, este un fel de algoritm. Dacă tot iei unul după altul, nu prea îți pică chestii faine. Parcă îți pică cam același lucru. 11 și m-a picat unul bun. Da? Unul după altul. E șansa. Aoleu, dar vă că... Deci ce, Petru, ziceai că ai tu? Că am din ăștia... Vezi că ploștitii sunt mai buni decât aia cu țepi. Schimbă la tine. Asta mi iau imediat. Fluturaș! Un ploștit. Mi-a picat un ploștit. Haideți să dau an echip și punem toți căței. Echip. Mm-hmm. Așa. Și acum probabil avem șanse mai mari. Deci cățelușilor, țineți în pumnii. Fluturaș, să pice fluturaș. Tot un cățel. Iar întoși bani, Cristina. Mama, ce să mai iau două peturi. Sau unu. Ia. Bă, nu mai scapă lumea de ăștia. Mă, numai dintre ăștia mi-au picat. Vezi dacă poți îngheza nou. Mi-au îngheza nou? Cred că asta îngheza nou. Ar fi o investiție bună. Ia să-ți văd peturile, Felix. Ia arată. Ia vin aici. A, ai tu căprioară dintre astea? Da, dar am din 18 milioane am luat. Wow, și chiar te ajută? Simți o diferență? Foarte mică. Am crezut că foarte mare. Foarte mică. Serios? Pe ne-am luat cei mai tari, cum se cheamă, nu boschet. Cei mai tari papuci. Cei mai tari papuci. Da, deci nu mai avem alți papuci mai tari. Dar știți ce? Ia să mă duc eu să-mi iau un ghiuzdan mai șmecher. 14 milioane. 28 de milioane. 14 milioane. 14 milioane, frate. Dar mi l-am luat, ia uite la mine. Ți l-ai luat? Ce bine arăt. Dar poți să le iei și tu două vânzări. Bine, haide să mergem. Două vânzări și ai și tu un din ăsta fain. Mă duc două vânzări. Uh-huh. Dar tare mă bate gândul să mai iau un pet. Mi-a plăcea să-mi pice fluturașul. Bine, ghiozdanul te ajută că adun mai mult, ai mai mult dată. Da. Fluturașul cât la sută e șansă să-ți pice? Nu știu, dar mă bazez pe cocolic și că eu să-mi țină pumnul. Ai 1% șansă să-ți pice. 1%! Deci, teoretic, practic ar trebui să iei 100. What? Pe bune? Chiar așa? Păi dacă e 1%, nu trebuie să iei 100? Cât ai zis că costă ghiozdanul? 14. Aoleu, mai facem o cotură? Da. Mai facem o cotură aici așa repejor. Tu în care lume ești, Felix? Aici erai. Am luat charge. Bă, nu. Se reapare, asta e avantajul. Da, reapare super, super repede. Peturi? În alte simulatoare trebuia să stai să aștepți mult, da, până ce reapăreau. Ia și tu ghiozdan de 14 milioane, că e așa bengos. Păi pentru asta strâng acum bani. Înțeles, strângi bani pentru ghiozdan. Da. Să-ți da dună în reață. Ia și vedem. Sell. Hai. Stai și văd. Stai că până vin să ai mulți. 18 milioane, o, ce bani da, faci tu. Da, sunt foarte bogătașă. Te ajută mult peturile. 14 milioane, 28, 14, bye. Dar care e ultimul de jos? E fain ăla? Să vedem care e... Ăsta e galaxie, costă 224 de milioane, frate! Să fii extra miliardar ca să-ți cumperi așa de mult. Eu cred că dacă îți umpli ghiozdanul ăla, cred că faci 18 milioane. Ăsta, acum. Și atunci știți ce facem? Ne cumpărăm pet. După pet? Da, dacă tot o să avem atât de mulți bani. 1.800.000, frate! Dar ce valoare energetică mare au bateriile astea de aici. Da, mai țin minte că luam câte una. Da. Câte una, câte două era maximum. Mai țineți minte de unde am plecat, cocolicilor? Ia uitați cât de mult am evoluat. Păi, dar trebuie să recunosc că facem atât de mult sport în Roblox. Atât de multă mișcare, toată ziua. Caracterele astea trebuie să fie super fit. Mereu să-ți dorești să ai picioare de Roblox. Deci picioare de Roblox sunt foarte tari și rezistente. Ia uitați, imediat mi se umplu și mie ghiozdanelul și facem prima vânzare. 15 milioane. Ce haideți să o dăm pe cumpărare de ouă. Du-te. Hai. Șmecherie în pălărie, șmecherie în pălărie! Bravo, Cristina! Bate palma! Mulțumesc, cocolicilor! Eu zic să le deschizi pe cealaltă data viitoare, poate se pune și una. Da, dar stai puțin să mi le echipez. An echip, vreau să le echipez. Stai, să le echipez.
Auzi, dar mie mai picaseră. Auleu, frate, mie mai picaseră în cun dintre ăsta. Dacă ești gameriță. Ia uitați voi! Mama, cum a găsit mai tare decât mine, nu vine să-mi cred! Ce întorsătură de situație! Oh my god, nu uitați să rupeți butonul de Cocolai! Scrieți în comentul ce vreți voi și ne vedem data viitoare! Pa! Ce tare sunt, Felix! Bă.